profesor Mândiță Baias și ne aflăm pe platforma EdBuzzle, unde vom edita un film pe care l-am pregătit pentru lecția de astăzi, și anume Principiul vaselor comunicante. Filmul l-am adăugat anterior, dar o să vă prezint și modul cum se adaugă conținutul, deci pot să încarc un videoclip din calculatorul meu sau pot să-l descarc de pe internet. Așadar, eu am un filmuleț pe care l-am încărcat de pe calculatorul meu și am făcut acestuia o copie. Din ce motiv? Pentru a putea edita filmul așa cum doresc eu, pentru a pune întrebările și să-mi rămână și filmulețul original. Așadar, accesez copia aceasta și vreau să o editez. Pentru a o edita, accesez acest buton, editare, și ce mi se permite în acest mod de lucru? Voi putea să decupez o parte din film? Cum ajunge apa la etajele superioare? Voi putea să tai din orice parte, sau adăugăm așadar o tăietură, îmi spune. Unde adaug această tăietură? O adaug în ce loc doresc eu și cât doresc eu din acest film pot să-l tai. Pot să finalizez această decupare, această editare, sau pot să resetez și să rămână filmul întreg, așa cum l-am pregătit. Bun. Vom trece acum la a adăuga o voce din exterior. Dar atenție, această voce din exterior care este adăugată în acest moment, voi merge la începutul filmului, deci vocea din exterior care se adaugă în acest moment va acoperi vocea anterior înregistrată. Care este obiectivul? Dacă filmul se derulează într-o limbă străină, noi putem să acoperim această înregistrare anterioară și să comunicăm în limba română cu ceea ce dorim noi să spunem elevilor. Deci se înlocuiește sunetul existent. N-am să înregistrez peste sunetul meu de data aceasta. De fapt, aș putea să înregistrez, dar se pierde sunetul original. Se poate adăuga și pe durata a câte secunde doresc eu să introduc noua înregistrare. Trecem mai departe la editare. Așadar, aici avem finalizare. Din nou edităm, trecem la întrebări și pot să adaug aceste întrebări în orice loc doresc eu pe parcursul derulării filmului. O să adaug la început o notă. Ei, această notă am să o adaug la undeva aici, la secunda aceasta. Și aici vă rog să vă imaginați cum ajunge apa la etajele superioare ale unui imobil. Aceasta fiind nota pe care am adăugat-o, ea se regăsește și pe film, dar o să o adaug în acest moment și aici se oprește filmul și poate fi un dialog cu elevii. Și putem insera aici o înregistrare, eu am să șterg acum înregistrarea, dar se poate comunica cu elevii în felul acesta. Salvez această notă. Ea mi-a apărut în stânga aici, la secunda 16. O să continui editarea. Ce vreau să adaug în continuare? O să vreau să adaug la o secundă mai departe Așadar, voi continua și am să adaug o întrebare deschisă. Această întrebare deschisă o voi adăuga în acest punct. Ei, ce linie
descrie suprafața lichidelor din vasele comunicante. Și aceasta este o întrebare deschisă. Voi adăuga care este explicația. Și explicația poate veni de la elevi sub forma unui text, a unor răspunsuri scrise, sau poate veni sub forma unor răspunsuri audio, pe care elevii le pot adăuga în timpul derulării lecțiilor, pot răspunde în felul acesta, dacă eu acționez acest buton și le permit să răspundă în forma aceasta audio. O să salvez întrebarea noastră. Vom vedea că ea a apărut din nou în stânga. Continuăm. Ce doresc să adaug? O întrebare cu răspunsuri multiple. Ei, întrebarea cu răspunsuri multiple o să fie în acest punct. Ce întrebare să adaug? Care sunt utilizările principiului vaselor comunicante în construcții? Și întrebarea se regăsește și pe filmul meu, dar aici, ia să vedem, se stabilește nivelul unitar se trasează două puncte la nivele diferite. Las deocamdată atât. Aceasta este întrebarea. Dacă aveți altă inspirație și puteți adăuga întrebări mai apropiate de tema lecției, acestea au fost acum, așadar răspunsul corect este acesta și am să salvez. Vreau să mai adaug la această lecție un alt material, ia să vedem. Avem două vase comunicante. În ce moment al lecției vreau să adaug? Avem voi adăug lichid cu densitatea de 1000. Și aici voi pune o întrebare deschisă, ia să vedem. Presiunea hidrostatică are vreo influență asupra plutirii corpurilor? Asupra, o să corectez eu aici, asupra plutirii corpurilor, sau permitem răspunsuri audio de asemenea și lăsăm, salvăm această întrebare. Putem să finalizăm această editare sau putem să mergem la finalul, lăsăm întrebarea acolo unde a fost adresată și putem să mergem la folosește principiul la finalul întrebării și o să adaug iarăși o notă în care voi spune succes în rezolvarea problemelor. Și salvăm toată aceasta și am să finalizez editarea noastră. Am finalizat-o, pot să o atribui acum elevilor. O atribui elevilor de clasa 7A. Aceștia o pot parcurge în ritmul propriu la momentul la care eu am stabilit. Începe vizionarea de astăzi și nu am dat un termen.
pot să adaug acest termen. După calendar pot să adaug un termen până când elevii trebuie să vizioneze filmul și să răspundă la acele întrebări. Întrebări peste care nu pot trece. De aceea am și acționat acest buton. Preveniți săritul. Deci pot să parcurgă tot acest film. Filmul se poate viziona și în format live împreună cu elevii în clasă, dacă ei au accesat platforma Edpuzzle sau și dacă suntem la distanță, putem vedea în același timp filmul. Acum o să derulăm filmul și o să vedeți în momentul în care ajungem la acea notă, o să se oprească și în acest moment. Am ajuns la nota noastră. Vă rog să vă imaginați cum ajunge apa la etajele superioare ale unui imobil. Aceasta fiind nota adăugată de mine și aici se poate continua discuția. Așadar, vom parcurge lecția în ritmul fiecărui elev. Sunt câteva provocări. Cum ajunge apa la etajele superioare ale imobilelor? La fiecare moment când a ajuns... Cum se poate construi o fântână arteziană fără sursă de energie externă? Ați văzut vreodată un lac înclinat? Am vrut să derulăm filmul. Pentru a putea ajunge la pasajele unde am adăugat acele întrebări, dar se subînțelege că în momentul în care se ajunge la acel moment, la acele întrebări, filmul se oprește și continuă discuția. Ia să vedem noi. Putem deci derula filmul. Văd că nu mi se permite să derulez acum filmul. Așadar, în timpul lecției, în momentul în care ajungem la întrebările adăugate de noi, înainte de a prezenta lecția, se oprește filmul. Vă urez succes!